Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trecem pe la biroul de obiecte pierdute. Și animale sau, pierdute. Da, sau rătăcite. Da, avem o combinație între societatea chinologică și cea ornitologică. Astăzi, între specii pot să se nască diverse relații de prietenie și adopție. O coțofană abandonată de mama ei, coțofană, da, a început să latre ca un cățel după ce a fost adoptată de un... cățel. Cățel. Că nu de un purcel. De un cățelușe. Pasărea, înțelegem că o cheamă Molly. Așa. Este o coțofană. Cum spuneam, a fost găsită, relatează hronicarul, mai mult moartă decât vie, de un câine pe nume Peggy, care ar trebui să fie cățelușă, chemând-o Peggy, dar, spun ziariștii, s-a bucurat de o recuperare rapidă. Peggy are un an, cățelușa. Okay. Și a avut grijă de Molly ca și cum ar fi fost propriul ei pui. Și mulțumită ajutorului acestuia, adică acesteia lui Peggy și a stăpânilor, pasărea și-a revenit complet. Mi-a atras atenția această formulare. Peggy, cățelușa, a avut grijă de coțofană ca și cum ar fi fost propriul ei pui. Oare ce procese, ce se întâmplă în mintea unui cățel, unei cățelușe, care zice, am și eu un pui sub formă de coțofană. Asta e, nu e chiar ce credeam că o să fie, dar până la urmă nu poți să alegi întotdeauna și ăsta e, dacă e al meu, e al meu și am grijă de el sau de ea așa cum este și mergem înainte, viața merge înainte și o iubim foarte mult. Chiar dacă... Bine că măcar latră. Da. Poate, uite, măcar latră, da. Și Molly a preluat câteva obiceiuri canine, printre care și lătratul. Hai să ascultăm. Ireal. Să știți că e și filmare cu Molly care latră. Genial. Da. Nu latră foarte. Mă, da. Deci pe ghiare lătratul ăla enervant, știi? Da, da, da. Nu latră odată. Ham. Pam, știi, serios. Se duce. E lătratul ăla isteric de câine care latră la gard și când deschizi poarta, fuge. Aici s-a deschis poarta. Am început să observăm că Molly latră în aprilie anul acesta, spun stăpânii. Am crezut că Peggy era cea care latră, dar când ne-am uitat la ea, ea dormea adânc. Ventiloagă. Apoi am văzut-o și am auzit-o pe Molly. Suna foarte mult ca Peggy. Nu mi-a venit să cred. Acum face asta de câteva ori în fiecare zi. Să-i pună zgardă de aia în timp. Da. Ia uite, mami, latră un câine în pom. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.